E greu să o spun, dar eu sunt de fel un om deschis, direct, pentru că eu consider că, la nivelul la care am ajuns eu de performanță, atunci când spun că sportul este într-o situație extrem, extrem de gravă, cred că ar trebui să fiu luată în, în serios. serios. Și să mă fac înțeleasă de la, nu știu, președintele țării și până la ministru, și să realizăm că, împreună cu Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Sportului, sportul trebuie să devină o prioritate națională și. Într-adevăr, să se vină de jos, de la bază, din grădinițe cu niște programe foarte bine definite până la terminarea liceului. Pentru că în facultăți, la noi, noi avem cluburi universitare uh -huh. care în alte țări, e, cluburile universitare și Sunt universitățile campioni dau, dau campioni da. olimpici. Uh -huh. Noi avem cluburi universitare care n-au nicio treabă cu studenții. Din, deci, din afară, sunt de Dumnezeu. De unde vin, dar nu mai da. Numai studenții numai de la Universitatea am... Nu sunt pentru că da. la noi studenții nu mai fac uh, sport. Politehnică. Uh, mai se mișcă așa cât de cât, dar în rest nimeni nu mai. Tot lumea fuge de mișcare de parcă. De parcă ar fi ceva. Parcă rău. ar fi ceva care înțeapă și nu. Da. Pot și să și vedem în toate filmele da. americane și occidentale cum se aleargă dimineața, de da. la președinți de stat da. până la Vita da. mai vedetele de da. Hollywood, cum aleargă dimineața cu muzică în căști, da. cum aleargă da. în Central Park, cum da. fac mișcare. De acolo un și drum... Sunt multe sporturi. Unde nu trebuie să plătești nimic. Astea sunt, să zic așa, uh, fițe. <gri> Îmi dau copilul la not. Da, foarte bine. Tu nu l dai să facă performanță, îl dai să învețe să noate, că te duci în concediu și, și să stai să în siguranță la mare, da. că la mare nu îi se întâmplă și nimic. să se întindă corpul, și știi? Să se să întindă se... Și așa este normal. Să că. Eu consider că cel mai bun sport pentru un copil de mic este notul. Este notul, pentru că el îți face și uh, imunitate, având în vedere că poți să-l practici iarnă, vara. A, nu mai spun, iarna, nu-l duc la not. Mai nu că face că... o tită, dar da. Da, da, da. Nu că um, se udă la păr și e frig afară și nu pot, de parcă nu pot să-l usuși sau să-i pui o căciulă Peciul, și așa. Da. Dar astea sunt, așa să zic, uh, sporturi mai... E mai defițe. Uh -huh. uh, la fotbal nu ți trebuie bani, nu știu, enorm de mult pentru că toți vor fotbal. Deja când ajungi la un nivel, da, sunt 15.000 de academii care nu știu ce produc aceste academii, dar clar că, că părinții plătesc da. foarte mulți bani. Dar sunt sporturi, de exemplu, care au tra <coughs> tradiție la Jocurile Olimpice, că noi ne raportăm la, la această ce avem competiție. Noi. Exact. Jocurile Olimpice. Că restul sunt așa gări <laughs> ca să vedem unde stăm. Europene, mondiale, cupe mondiale și așa mai departe. Și atunci părintele poate să-l dea pe copil la un sport unde să nu îl coste nimic. Nimic. Și aici vorbesc, scrim, canotaj, Haltere, lupte. Cred că atletismul, gimnastică. Atletism, gimnastică. Deci sunt niște uh -huh. sporturi care, uite, nu te costă nimic. E adevărat, e efortul părintelui, l duci până acolo, stai cu el și-l aduci. Da. Dar nu asta îți dorești da. pentru copilul da, tău. Da, da, dacă vrei ceva pentru copilul tău, trebuie să faci niște eforturi. Eu, ca părinte, am gândit și gândesc așa, că cea mai bună investiție a unui părinte este în copilul lui. Că degeaba ai vile mașini nu știu, ești realizat din acest punct de vedere dacă tu nu ai bucuria a sufletească ca părinte că ai făcut tot ce este posibil și copilul tău a ieșit ceva din a făcut ceva da, în viața asta a, a, a ajuns o mare așa cum se, cum spune, se, da. cum se spune la țară da. brea l-a ajuns o a ajuns mare o mare, da, o mare. Sport nu înseamnă performanță. Înseamnă Ca să sănătate, se înțeleagă. cred că, în primul rând. Exact. Sportul înseamnă sănătate. Performanța o fac cei care au talent. Care care au trec peste limita de conștiință. E ceva confort. lăsat de da. la Dumnezeu, în plus, față de un copil normal, care el trebuie să se miște să fie sănătos. Pentru că avem nevoie de o generație sănătoasă care să ducă țara asta mai departe. Iar performanța o fac cei care sunt dotați de la Mama Natură pentru a face performanță. Și atunci, cu cât se vor mișca mai mulți copii cu atât și baza de selecție pentru performanță va fi mult mai mare. Acum suntem așa, îi luăm de pe unde... Credem noi că ar putea fi, Ar putea ascunși, fi. Da. antrenorii noștri se duc pe coclauri și colindă prin satele. satele care sunt uitate de lume, vorbesc cu preotul, vorbesc cu primarul, vorbesc cu dirigintele, dirigintele sau directorul nu se mai pune problema că am avut situații când și avem. Situație când zice directorul, eu am sportiv, copii care sunt bun pentru sport, dar eu nu-i dau pentru că mi-i luați și mi-îmi scade numărul A, uh, și, și nu mai primesc, uh, nu știu ce, finanțare da, pentru sunt, numărul ăla de ele. Uh, uh, risc să fiu desfințat sau comasat. Da, 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 uh, cu alte școli. Că, de fapt, da. înseamnă extragerea de. unui elev de acolo Corect. și nu într-o bază sportivă, sportivă. Unde el să facă și școală, școală. și să facă și antrenamente, exact. Exact. două pe zi, exact. pentru performanță. Unu, două pe zi, unul pe zi la vârsta asta, deci la vârsta lor uh -huh. de până la 18 ani. În vacanțe faci două antrenamente pe zi. În timpul, timpul anului. anului, se duc la școală. Și după școală fac antrenament. Dar, dar pentru alții, pentru unii copii asta înseamnă o nouă viață. Înseamnă exact. supraviețuirea și nu doar supraviețuirea, Reușita lor în viață, pentru că unii de drumul ei ei săraci... lor în viață. Exact. Sportul îți oferă atâtea oportunități dacă ai talent și vrei să faci lucrul acesta, încât niciun domeniu, din punctul meu de vedere, nici, în niciun domeniu nu, nu te deschizi. De da. deschizi atât de frumos cum se întâmplă în sport. Și eu cred că nici chiar părintele nu are voie să-i frângă aripile propriului copil. Nu trebuie să fie egoist să-l țină acasă că n-are cine să-i prășească și să-i culeagă porumbul, ci atunci când îi se oferă această oportunitate să fie deschis și să lase copilul. Pentru că el, dacă nu are talent, și nu reușește el oricum să se întoarce la da. Deci Obligatoriu trebuie părintele să-și lase copilul să zboare ca să-și găsească drumul, iar tinerilor, în general, tuturor tinerilor, le spun așa că ei ca să ajungă la niște performanțe, indiferent în ce domeniu, trebuie să-și... Pune niște obiective îndrăzneți Și în fiecare zi să construiască cărămidă cu cărămidă, să facă o bază solidă, și cu siguranță că, dacă uh, vor fi dispuși la sacrificiu, pentru că la vârsta lor sacrificiul este ceva normal, este ceva normal. Uh, și este pasul lor, uh, realizarea lor în viață până la urmă, că sunt tineri și trebuie să-și găsească drumul, uh, să-și pună obiective îndrăznețe, să creadă în ei, să creadă că pot, în fiecare zi să uită în oglindă și să spună eu pot, eu pot, eu vreau, eu sunt dispus să sacrific acum că sunt tânăr și vreau să ajung Acolo, sus, unde mi-am propus. Și cu siguranță că drumul îi va duce acolo. Cu răbdare, ce nu te răbdare. faci campion peste noapte. Nu, nu. Înseamnă ani de muncă, de, de sacrificii, de de sacrificii dorință, și de perseverență. Da. Noi nu mai avem răbdare, dar nu avem încotro. Nu putem sări această etapă atât de importantă în viața noastră. Și ei, tineri și noi. Pentru că ă, străim în secolul vitezei și noi nu mai avem răbdare. Dar răbdarea... Este, să zic așa, dintre toate prioritățile, este pe primul loc.